Bun găsit! Sunt Andreea Cazacu și vă prezint horoscopul pentru weekendul 23-24 septembrie. În acest weekend, planetele indică oportunități și schimbări semnificative în aer. Cu toate acestea, este important să fii flexibil și să te adaptezi la schimbările care pot apărea pe parcursul zilei. Luna va influența relațiile și comunicarea, iar Mercur te va ajuta să-ți exprimi ideile mai eficient. Este momentul potrivit pentru a-ți clarifica gândurile și pentru a comunica mai deschis cu cei din jur. În continuare, haideți să vedem ce se întâmplă pentru fiecare zodie în parte. Berbec. Berbecii ar putea descoperi oportunități noi legate de carieră. Este momentul să-ți pui ambițiile în mișcare și să te afirmi în domeniul profesional. Acest weekend este perfect pentru a te relaxa și pentru a-ți dedica timpul pentru hobby-urile tale. Taur. Pentru Taur, weekendul poate aduce o mai mare claritate în relații. Comunicarea deschisă și onestă te va ajuta să rezolvi eventualele neînțelegeri. Ieși în oraș cu prietenii sau fă noi cunoștințe. Comunicarea deschisă îți va aduce satisfacții. Gemeni. Gemenii ar putea avea parte de un weekend plin de energie și creativitate. Acesta este momentul ideal pentru a explora noi interese și pasiuni. Weekendul îți oferă oportunitatea să-ți exprimi creativitatea. Explorează pasiunile tale, scrie, pictează sau dedică timpul activităților artistice. Rac. Racii pot simți nevoia de a se conecta cu familia și cei dragi. O discuție sinceră ar putea rezolva unele probleme personale. Pentru racii sensibili este momentul perfect pentru a petrece timp cu familia și cei dragi. Organizează o întâlnire cu cei apropiați și bucură-te de atmosfera caldă. Leu. Pentru leii din zodiac este un weekend favorabil pentru proiecte și planuri pe termen lung. Fii hotărât și sigur pe tine în demersurile tale. Fii ambițios și concentrează-te pe proiectele tale. Fecioară. Fecioarele ar putea avea parte de schimbări la locul de muncă. Este important să fii deschis la noi responsabilități și oportunități. Pentru fecioarele organizate, este momentul să-ți faci planul pentru viitor. Stabilește-ți obiective clare și gândește-te la cum poți să le atingi. Balanță. Balanțele se pot simți inspirate să-și dezvolte talentele artistice. Acesta este momentul să te exprimi creativ. Organizează o ieșire în oraș sau petrece timpul în compania celor dragi. Scorpion. Scorpionii ar putea avea parte de schimbări în relațiile personale. Fii deschis la compromisuri și la discuții sincere. De asemenea, puteți descoperi că acest weekend este perfect pentru a vă dedica timpul unor pasiuni personale. Fii pasionat și învață lucruri noi. Săgetător. Săgetătorii ar putea avea parte de oportunități de călătorie sau de învățare. Explorează noi orizonturi și învață din experiențe. Aventura te așteaptă, fie că este vorba de o excursie sau de a descoperi locuri noi în orașul tău. Capricorn. Pentru Capricorn este momentul să-și dedice timpul și atenția familiei. Construiește relații solide și armonioase acasă. Este momentul să-ți dedici timpul casei și familiei. Oferă atenție proiectelor de îmbunătățire a locuinței. Vărsător. Vărsătorii pot avea idei inovatoare în domeniul carierei. Fii deschis la noi abordări și colaborări. Caută seminare sau workshop-uri care te interesează. Pești. Pentru peștii din zodiac, weekendul poate aduce claritate în planurile financiare. Gestionează cu înțelepciune resursele tale. Găsește timp pentru a te conecta cu tine însuți și pentru a-ți încărca bateriile. Acesta a fost horoscopul. Sper că ți-a fost util și că vei avea un weekend minunat!